Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2. Fie F și G ce aparțin lui K de X. Cerința este să se arate că G îl divide pe F dacă la subpunctul A avem F și G ce aparțin lui Q de X, unde F este X la 5 plus X la 4 plus 1, iar G este X pătrat plus X plus 1. Știm că o propoziție ne spune că dacă G divide pe F, că un polinom G divide un polinom F, dacă și numai dacă, restul împărțit.